Bună seara și bine v-am găsit la, să zic, cea de-a patra renaștere a podcastului Open Podcast. Ne dorim cu acest podcast să vă oferim un soi de portal în lumea Open mic să vedeți cum arată oamenii de aici și să fiți mai aproape de ceea ce se presupune a fi viitorul acestei industrie și să vedeți și să rămână în același timp o mărturie a comedianților care eu o să fie mari și acum sunt vai morților determinați. Eu sunt gazda acestui podcast ca și gazda open mic de la full din fiecare joi de la ora 8, unde vă așteptăm cu mare drag. Astăzi mă gândeam să facem o ediție ușor specială, ca toate edițiile pe care nu le-am făcut niciodată și care n-au ieșit, și să vorbim un pic despre The Mike, așa că în acest sens am chemat doi oameni cu care sunt prieteni foarte dragi. La dreapta tatălui este Teo Stoian. Salut, salut, salut toată lumea. Și la stânga tatălui este Marius Tomescu. Avem doi oameni care au fost la de Mic. Au avut... Cum era cu aia la Dansez pentru tine? Flăcările lor s-au stins în momente diferite. Unul din ei încă luptă pentru visul lui, nu? Dacă nu mă înșel. Depinde de când se difuzează asta. Depinde, zic, da, clar. așa. Dar încă e acolo, cum ar veni. Încă luptă sau nu luptă. Încă luptă sau poate nu. Unul clar nu mai luptă. Deci celălalt n-a avut nici măcar dreptul la replică, cum ar Ei. veni. <laughs> care este bine. Da, 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 da. Dați-mi da voie să vă întreb, dragi invitați, este an electoral, nu? <laughs> <laughs> cum, a fost, cum a fost la The Mike? Eu n-am fost la The Mike, Sunt curios de tot acest proces. Luați-mă cu drumul, că a fost cu autocarul, a fost paranghelie, a fost circ, cum a fost? În primul rând să clarificăm, tu n-ai fost cu autocar, ai fost no. cu mașină personală. No. Cu autocarul da, a fost... Bani. Da, 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 asta vreau să zic. Ceea ce are și bani și a și în finală, hai să nu... Așa ai aflat cum să a ajuns în a... Așa, nu știu dacă... <laughs> nu mă glumesc, nu, nu s-a întâmplat asta. Băi, cu autocarul a fost... A fost o problemă, dar a plecat cu trei ore mai târziu și a durat cu încă trei ore mai mult tot drumul, dar în sine a fost... Ce s-a uh... întâmplat? Uh, trafic în București, a întârziat, uh, okay. au, a întârziat șoferul până a ajuns în, în, sta, în de unde trebuia să ne întâlnim. Da, la rendezvous point, da. 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 Sau băut ber la 9 dimineața în benzinărie. Cinstit, cinstit. Ceea Asta, ce, așa, aici să ajung, așa Ceea spune, ce da? oricum Mike, o o mai cost, o, podcastul ăsta o să apară după primul episod de extra content de la The Mike. Au văzut oamenii că pe etilotestul lui Jean de dimineața a ieșit 0,58 a, a doua zi. 0,58 deci, a doua zi. Eu nu, pentru că eu nu cu alcool, nu, știu, putea să-mi dați un spectru de 0,58 cât de mult înseamnă. Păi și e... că, nici eu nu știu foarte, știu că sunt la două limite, la 0,4 deja ai ceva probleme dar nu faci okay. pușcărie sau da. ceva? La 08 deja cred că faci pușcărie sau ceva, la volan, știi? Am Eu, înțeles. Okay. Era peste okay. prima limită, dar da, la, da, da. la trezire. Nu da, 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 știam 0.58, <laughs> e suficient de țeapă încât să te urci la volan să nu știi ce să faci cu el după cei care carne de 10 ani. Da. Dar cred că, credeți că Jean Holban uh, are vreodată sub 02? Da, nu știu, bună întrebare. Că nu... Când donează sânge, cred. Cred că atunci că trebuie să-l... Voi dacă ați fi un centru de transfuzii, Ați acceptat sânge de la Jean Corban <laughs> vreodată în această viață? Eu aș lua, frate, da, aș lua. Da? Da. Oh my da. God. deci nu am Chiar, foarte curajos. Ar fi Sau n-ai nimic de pierdut în viață, nu-mi dau seama. Sau ai pe de cineva de... pe care vrei să-l pierzi, să-i faci transfuzia și o văd. No. Da, cel mai proprie, da, 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 Poți să... Cre, cred că se poate întâmpla asta dacă uh, primești sânge de la cineva care are niște adicții și tu nu le ai, dar acum ai sânge de la el. Poți să devii și tu Poți po să fii un om care nu bea alcool, să iei sânge de la Jean Holban și pe mine să ai un noi mart în frigider, o lovăsadă, fără să fi cumpărat vreodată, <gânt> <gânt> să te trezești cu aceste grenăzi de beri la tine în, la tine în frigider. Să mănânci numai chetoși și după te trezești la 3 dimineața și coboru până la non să o bere, să da, așa un pic efectiv, pungă, da, da, da. Da. da, Este Jean oșa. Holban are această putere și în același timp are un ficat care fie este extrem de puternic, fie el nu mai este. Bine, un ficat pe care nu l-a văzut nimeni, de fapt, ca să știm că este, da. Dacă te mușcă, Jean, ca la vampir, oare încep să... să ai, știu, de bere, da, să nu mai poți să bei apă normală. Dar Jean, bea bere? Bea bere în mod special, da. Care, mă rog, The Mike s-a filmat acum ceva timp, Jean, cred că încearcă să rezolve problema asta. Adică nu doar bărfim la podcastul ăsta. Pray for Jean, ba da, dar pray Dar e un băiat foarte drăguț, Jean. Și foarte fani. Și foarte fani. Da, e... Deci tu mai rău să mers cu mașina, n-ai, n-ai da, luat parte la acest... Da, așa nu că a fost problemă pentru toată lumea, că a fost ceva accident pe drum sau ceva, nu știu, că adică și -a okay, făcut okay. Șapte ori sau ceva de genul, nu știu, Am la un moment dat doar stăteam, efectiv. Nu, s-a stat pe... N-am avut partea asta cu voia și pleca târziu, că nu știu, a făcut șoferul și a uitat telefonul. Nu, v să pleca la timp, ne-am plecat foarte târziu. Am plecat la timp, la tot am ajuns greu, adică n S-a stat foarte mult în coloană pe, deci trafic, trafic da, infernal. Da, am da, am da, da, ok, ok. Da, da e și foarte mult de extra content da, pe da, care Da, evident, evident. Da, da. A, a fost uh, vibe de excursie cu clasa? A fost super vibe de excursie da, cu clasa, da, da. da. Noi... Numai că nu ne așteptam să fie la noi în clasă și Raul Vodă pe, nu, nu, nu dăm burtă de astea, da. Ba da, da, frate. Pare, pare că e de la liceu de energetic, pare că. Nu, ești, tu Raul Vodă când... Tocmai, a, bai, uite, am aflat da. și eu aseară, a scris un băiat, a scris aseară l-am citit eu la ultimul episod de The Mike, ultimul episod de calificări, Așa. a scris un băiat, mi s-a părut super amuzant că eu credeam până acum că Raul văd și te o să Am văzut, am văzut, Mi s-a părut da, da, atât da. de amuzant. Dar chiar că... se mânat foarte tare, chiar trebuie să facem ceva cu oamenii cu porul lung la Open Mic. Al meu e ușor îndulat, cumva cred că sunt ok. Eu am undercut și mă spăl. Și... Adică ce vrei să zici cu asta? S Cine am să-l Băi, nu e... Mă rog, uite, mie mi se pare că avem, eu și Raul Poru cam la fel, numai că al lui e mai vâlvoi, al meu e mai pieptana, știi, într-o zonă de asta. Așa-l văd. Adică față eu, eu tind să nu văd că se mănă, dar pot să înțeleg dacă toți oamenii zic că se mănă. Deci față asta. de materialul unde e invers, dar... Da da da, ele da, mai da, pieptana, da, da, da. La el e mai pieptănat. Da, 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 da. La meu da. e all over the place. Fără ochelari și de la 10 metri, 100% n-am idee care e care. Deci, după glas, după port, pot să mai îmi dau seama, dar de la depărtare, cumva trebuie să înțelegi pe oameni da, că e da, normal da, să se da, da. asta. Am, ați ajuns acolo, cum s-au dat cazările, ați fost mulțumesc cu cine a fost în cameră, cum s-a făcut în împărțeala? Împărțea la, nu știu cum a fost în cazul tău. Noi am ajuns, am ajuns când mai târziu, a fost super îmbulzeală la recepție, și fiecare și-a ales pe, pe preferințe, pe bisericuțe cum să stea în cameră. Eu, păi zine, eu zine personal am prins cu Claudiu Voica. Așa. Și cu Vlad Olteanu, care au fost, au fost super buni, au fost în aceeași grupă cu mine, au fost în același episod cu mine. Era spus și pe cazări în funcție de episoadele în care filmați? Inițial da, okay. inițial okay. da. Adică aveam un sprecit în care trebuia da. să fim da. toți ordonați oarecum după asta, dar nu s-a ținut cont. Eu am nimerit cu ei că noi știam din star că bă, noi trebuie să fim în aceeași cameră. Okay. Și am okay. lăsat-o okay. așa că era mai ușor, Pare că voi ați fost eu nu voia nimeni să stea, de fapt, știi, ultimii. Da, Aia, și pe o... echipă acolo. știi? A tu, Marius, cum ai stat? Bă, păi cred că m-a chemat degeaba, eu că n-am participat nici la asta, eu am stat separat, am mers păi separat, stat separat. separat? Da. De, de ce? De ce crezi că e special, Marius Tomescu? Bă, nu știu, eu am altă etate față de copii ăștia cu care am mers. Și da, da pot să pare... să mai stau, nu știu, mie e greu să mai stau trei în cameră, nu știu, am probleme Ințeleg, înțeleg, Înțeleg, Era da, posibil da, și da, să da, lucrez, da, am avut baftă că n-am lucrat, dar eram cumva un okay. okay. col, să zicem, că adică mă puteau suna să lucrez oricând. Mm -hmm, mm -hmm. Mi-era greu, n-am cu Jean în cameră, că doar să spargă sticle acolo sau știu Era circ, era, era haos. Stau în ședință, era cam dubios. N-am lucrat până am avut baftă. Dar s-a putea întâmpla, ai luat în calcul. Da, era și da, am cu ăștia acolo. Era o pensiune foarte aproape de hotel, unde m-am cazat. și mergeam și mai ce pe o masă la veacă. Deci, Până la urmă da. tot. Da, cumva bani, da. dar... Da, tot, e o masă caldă. Ai de... făcut bani da. la bătrânețe, ne-ai văzut întotdeauna. Adică da, dacă, da, dacă da. poți să... Bă, dar nici acum nu știu da, de asta, da. da, nu da. sunt da. niciodată. Că... Nu, ai foarte da, mult bani, frate, faci din faci deci tu ai fost cumva separat de grupul ăsta de da, poștani? Da, eram la doi pași oricum. Da, da, pe da. tema aceea. Eu magazinul de doi pași acolo și m-au căzut. Da, acolo Uh, mi se pare bine, sincer, că ai de departe de ei. Adică aș, dacă ah, aș fi fac fost, asta, aș fi făcut de exact idee, Și deci chiar ră. mi se pare foarte bine. Păi ai uh, făcut fix la fel, mai că ai rămas aici. Zic, Na, păi nu. nu, nu m-am înscris De la... ce nu, deci nu te-ai înscris, frate? Eu dacă m-aș fi înscris la The Mike, 100% aș fi vrut să stau... Să am experiența full tabără cu clasa. Care a fost? Adică mers cu autocarul, stat în cazări... Uh, Fumat la... 9 dimineața, în fața ușii de la bucătărie, să aștept să deschidă catering catering-ul. da, da, au fost toate. E fix ce faci în clasa 10. -a. Da, da, da. așa guess, o văd. Da. Uh, da, asta cu fumatul nu s-a întâmplat, să știți, asta am exagerat uh, teoretian. Uh, că a fost, nu fumezi, e o glumă, adică totul... <gânt> da, mă, dar azi că nu... Da, corect, da, praf, da, nici deci, nu s-ar... nu ce de... stai, ne-am gândit la orice altceva, da, altceva da, da. cum... Cine, Jean Holban? Da, cine Style, stai, nu, stai nu o, wow, 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 wow dar mi se pare mișto că e e destul de segregată lumea așa cumva, adică deși ne vedem la open mic-uri, rar bonduiești cu oameni really, să stai la băute, să nu se mai întâmplă chestia asta așa de des, să mergi să stai, să-i cunoști pe oamenii ăștia, să stai trei zile cu ei într-o cameră, mi se pare că e super important pentru a crea acest sentiment de comunitate cumva nu, chiar, de, chiar de a, aia a, a fost -a. foarte mișto toată, toată experiența, că uh -huh, uh -huh. o săptămână întreagă de, mai exact departe de tabără, da, tabără, da tabără. De tabără. După în funcție de cum au fost uh, uh, cum s-a întâmplat emisiunea, cum s-au întâmplat eliminările, oamenii care au fost eliminați au plecat, am înțeles. Aveau o opțiune de a rămâne dacă voiau ei dar în principiu nu mai aveau o cazare asigurată de concurs, oare vrei? Da, aveau, avea, cazare era asigurată masă. în continuare, masa nu mai era asigurată. Masă. Nu, nu era asigurată. mai Dar puteai să o plătești, în continuare. Ah, da, da, era destul de ieftin. Da, 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 da. da. nu știu, 30 de lei pe o, Ceva pe da, o masă, și da. sau da. da. două mese asigurate, sunt trei pe zi. Deci, vor puteai să continui să stai pe... Da, 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 Au rămas destul de mulți ori, au rămas da. mai da, erau foarte mulți. Nice, nice, nice. Sunt curios dacă vi s-a părut mai greu, pentru că, să nu ne mințim, sunt niște cadre la Dămaic în care se vede și sala, care nu a fost tot timpul plină. Da, am ales în Cum a fost uh, pentru voi această experiență, în primul rând, dacă ați mai făcut în săli de case de cultură, săli mai mari? Și cum a fost, ținând cont că e un club gol, sau un gol, exagerez, un club mai gol, arată diferit față de o casă de cultură mai goală, cumva. Cum a fost, ținând cont că a fost uh, probabil dublu impact. Mm. Tu ai mai făcut în case de cultură, Marius? Mai făcusem doar la primul de Mike, care n-a fost mm -hmm. uh, difuzat pe YouTube, care a fost la teatru de comedie din da. București. Și care a fost. Da, a fost full, full acolo a da, full. Aici, o... într-adevăr, era sub jumătate, mai da. ales în primele. În finală s a umplut aproape, în final, mm -hmm. semi-a fost așa și așa, în final, s a umplut, în audiția în a fost cel mai puțin. Nu pot să zic că m-a afectat asta foarte mult, pentru că am, 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 am avut baftă și am câștigat la căcaturile de concursuri de ca să urci. Am, am, urcat spre final în primele, în afară tu de finale. ce, în, ce concurs a fost în... Nu știu, am desfăcut niște borcane de murături, la un moment dat am desenat cu piciorul, nu știu. Deci toate prăjerile. Da, da na, la toate căcatele na, 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 la na, care na. nu contează în viață, eu câștig. Da, știu, na, da, da. Asta mie. e nice. Asta așa. Așa. <laughs> și la stand <laughs> se pare că se scurge de bine. Se încadrează la da, ce Da, într-un fel, într-un fel. Într fel. Uh, și am urcat mai spre final și n-am simțit, adică sala era încălzită, era, era că bine, era Bine, Ce m-a scos din focus așa un pic era Asta că era o scenă pe scenă. Da. Asta da, mi s-a părut da, foarte dubios, da. Asta, asta. E, a, a, că nu puteam să merg către oameni, să... nu exista era... spațiu fizic, literalmente. Sau era prea mult spațiu, nu știu, e, între mine, era era oameni. Era, era să... prea mult spațiu pe care nu puteam să-l accesăm noi okay. și era cumva o platformă pe o platformă deja mult prea mare pentru un show de stand-up. Adică de, vi se părea că literalmente înălțimea era o problemă? Adică erați la, nu știu, te simțeai mai la distanță de oameni, de... Se pare că stand-up-ul e, e un spectacol intim? adică trebuie să fie o sală mai bine închisă, să trebuie în să în gât, mai, dar așa e. Băi, e, da, așa e. Sună sună foarte foarte pic apartistic, ce am zis? Sună foarte, trebuie să-i fata de gât când vorbești cu ea, suntem dar nu. ultimul bastion al free speech-ului, frate. Înțelegi? Băi, de deci, uh... băi, sunt uh... nu suntem trei bărbați la podcast, frate. Avem și noi păreri în pula băi, mea. Chid că <laughs> suntem pe mindset-ul de campion, dar suntem și sensibili. Nu, uite, chiar mi Dai, se nu, chiar pare, chiar nu, chiar mi se pare că la stand-up ajută foarte mult. Clar, ajut. Să fie o platformă, Clar. Absolute, să fie absolute, scenă, absolute. dar să nu fie să nu fie prea mare, să fie uh, oamenii cu scaunele până în buza scenei să poți să vezi cel puțin de la. Bă, da, pe de altă parte, asta it brings me to my next point. Sunt curios dacă acolo mindset-ul vostru a fost de mă duc și dau ca la TV, ca la o filmare sau mă duc ca la un show de stand-up efectiv live. Cum v-ați urcat pe scenă? Să... Eu m-am dus ca la show. M-am dus show. ca la show, da. Și crezi că a fost bine așa sau ai schimbat asta looking back? M-am dus ca la show pentru că looking back, uh, sincer, n-am pierdut foarte mult. M-am dus ca la show, am văzut că e o distanță destul de mare între mine și public, nu se comunica așa de ușor, e ceva presiune. Uh -huh. Pe de altă parte, nu niște... se pare cel mai bun lucru să duci ca la show. M-am dus o ca lume. la show, am văzut că nu merge exact ca la un show, m-am da. concentrat pe material, când ceva n-a mers, am adresat... Ca la un show, dar în rest am dat material ca, a adresa pentru o ca la un show, ok. Am adresat da. la. Da, a, ca asta din experiența mea de la Revolution, practic, e singura chestie filmată la care am fost la mm -hmm. TV, așa. Eram foarte orientat către a. Teo mi-a asta, asta și a rămas așa cumva cu mine de cumva ce este important este ce se va vedea pe TV, iar chestia aia care se va vedea pe TV este ce va edita un băiat. Da. Tu, treaba ta și schilul tău, stă în cât de multe chestii bune poți să-i dai acelui băiat să editeze el. Okay. Pentru că, fundamental, cam asta se întâmplă. Adică, dacă tu îi dai a ceva cu care el poate să lucreze, nici nu contează neapărat cum iese acolo, cât există, are potențial să iasă bine pe TV, ceea ce cumva la interesul, sau mă rog, pe TV, un produsul finit, oricare ar fi el. Ori dacă te duci ca la un show, asta nu e neapărat uh, optim. Pentru o situație de genul ăsta. Că trebuie să te confrunți și cu realitatea că, bă, nu prea merge, nu e chiar un show, trebuie să zic poezia în punctul ăsta. Adică sunt aici să fiu profi, să zic ce am de zis și să o fie cât mai curată chestia asta. Ai simțit că de la un punct acolo te-ai retras în chestia asta? Uh, da, da. Am simțit okay. de la un punct încolo că tot ce trebuie să fac e să-mi dau materialul și să-l las cam așa. Adică să trec prin tot ce am de trecut, să prezint ce am de prezentat. Uh -huh, uh -huh. Și crezi că te-a săpat asta? Că te-ai dus ca la show, n-a mers și cumva era o înfrângere morției, cumva, pe care ți-ai asumat-o, zicând ce ai de zis, ca să-ți faci treaba și să fii profi? Nu aș vedea ca pe o înfrângere. Adică, simt că. Cumva... Sau ca pe planul B. Na. Poate o înfrângere sună aspru. Cred că cumva, în timp când te totuși la shorts, la filmări, la mm -hmm. încep să înțelegi cum trebuie să abordezi situația asta, dar eu venind strict de la show-uri, în săli, spectacole, pur și simplu da. cum suntem noi obișnuiți, n-aveam de unde să știu, și cred că s-au văzut da. pe mulți concurenți că n-aveau nici ei de unde să știe Truș este cum absolut să gestioneze firesc. asta. Truș este absolut firesc. În schimb, ce pot să spun că am mai uh, fost la un. Uh, am mai fost la un concurs televizat despre care nu cred că pot să vorbesc încă, deci nu o să vorbesc. Da. Uh, The Mike s-a simțit mult mai mult ca un show decât uh, decât mm -hmm, orice, altce, mm -hmm, orice, alt, orice altă filmare televizată la care am fost eu cel puțin da, până acum. Da, da, înțeleg. The înțeleg, Mike are și sense, Rose Battle care se filmează în, în club. Cred că Rose Battle, e... Rose Battle e pe departe singurul... Nici măcar n-aș pune la filmare. Mi se pare că Rose Battle e un show, e un show la care filmat. se și întâmplă da. să fie filmat, da. să fie da. pus pe net. Dar da. este primordial un show. Da. Dar Mic este mai întâi de toate o emisiune. Da. Și după e și un show pentru oamenii care sunt acolo, sală, morții mei. Zimars. Da. tu cum, cum, cum te-ai simțit? Mai am un show mai multe misiune, cum ai văzut lucrurile? Care e experiența ta în zona asta? Păi eu acum aflu de la voi că te puteți duce și altfel decât ca la show. Nu știu, nu știam că te poți duce altfel. Deci nu te-ai gândit la asta. N-am da, fost la TV niciodată, okay, da, n-am fost la TV niciodată. Ok, ok, Da, Dacă am fost, nu știu. Da, m-am dus ca la, ca la concurs, să zicem. Adică eram conștient, deci, diferența maris, era în loc, nu filmarea, cât juriul pe scenă. Eram conștient de juriul de pe scenă. Și deci asta, asta e chestia. Da. Dar tu ești băiatul ăla care zice că n-a scris nimic și ia 10 sau a rămas. Da, arăt. eu eram, da. Cel mai mare muzică, da, exact. Da. Deci, N-am da, mers da, cu autocarul, a avut cazare, a mâncat totuși cu voi, el s-a dus ca la show de... și a și mers, morții mei. Deci ai fost privilegiatul acestui, acestui concurs. Bă, păi, dar emoțiile au fost mult mai mari ca la show, clar. l ai simțit? Adică da, au fost da, da, scena... cupleșitoare? Te-au rupt? Nu no, foarte, adică am reușit okay, cumva okay. să-mi setez un mindset, ok, înainte să urc. Să M-am mm -hmm, mm -hmm, dus cu gândul ăsta că mm -hmm. eram pregătit să ies, eu în semifinală eram destul de sigur că o să ies. Ok eram pregătit pentru asta, dar am reușit cumva chiar și în audiții, în calificări și acolo mai văd dacă ies. Fac, nu okay, contează, okay, da, da, da. Cumva m-a ajutat foarte așa așa mult. Așa Eu mai așa așa așa. foarte bun. Cât de, uh, nu pot să-mi dau seama exact din cum se vede din filmare de Mike, uh, vă distrăgeau jurații pe scenă? Da, un pic cumva asta, când râd, începeau să râdă, eu un pic, să-și să, să comenteze pe lângă. E și flatant într-un va, că, că e impresionat da. și așa, dar te scoate un pic. Te să fii atent la ei. Da, e, mm -hmm. adică frica mea principală, ca a tuturor cred, e asta că uit ce urmează să zic. Să nu te pierzi da. 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 da, da, da. Ok, ok. Deci, okay. Mi era un pic, da? da. da. Nu V-ați dus o întrebare bună așa în situațiile astea? Mi se pare cum v-ați împărțit materialul de din tot ce aveați. Care a fost planul? Dau cel mai bun la început și după aceea dau din ce în ce mai slab, și mă rog, e greu să-ți dai seama care e cel mai bun și eu, care e cel mai slab. da. asta și că Cârgi a zis asta, da, da, să dai da, cel mai da, da, chiar, da. Ce eu, da. da, cred că e o strategie bună. Dar... Sunt curios care a fost, uh, tu mai făcut Tomescu, ținând cont că ai, ai, avut un parcurs, cumva. Da, la mine a fost mai simplu, mine a fost între bun și eu aveam două materiale pe câte pentru The Mike, pentru okay. că okay. să ies în semi, nu, mm -hmm. pentru final nu mm -hmm. aveam nimic, dacă așa ajunge în finală. Uh... Și a, primul era mai comercial, să zic așa, și al doilea mai greu. în ce sens comercial? Că ca doar de material cu fizică cuantică, nu știu, dacă, care mie îmi place foarte mult, nu mi se pare mai slab. Doar că a creat, na, părerele sunt, sunt împărțite, știi? Da, așa am e. Am văzut și e, chiar la comedianți mari, care mi-au zis că bă, e foarte mișto, sau care mi a zis că e căcatul ăla, știi? Da, 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 Și atunci cu ăla mă gândeam că am șanse mari să ies și l-am dat pe la semi. Și am dat ceva mai simplu cu relații cu asta. Deci era de da cu banul, dar puteți să da. dai și cu banul să iasă. Ce da, zăfinde. și ai ieșit, și, cum și, ai adică și, a ieșit, și, și, dar eu m-așteptam să ies, adică nu m-așteptam să meargă materialul ăla, știi? Mm -hmm, mm -hmm. Da? Ok, da. Okay. Da. ok, ok. Deci ai dat ce ai simțit, practic, nu te-ai gândit prea mult -am la... am pus să aibă sens să fie primul mai ușor mm -hmm. și al doilea mai greu, mm -hmm. să mă aibă mai greu, știi? E teostian, tot ai dat... Un da, am, um, am dat un material. Acest un material era uh, the big guns, era ce aveai mai bun. Uh, da, ar fi fost ce aveam eu mai bun, În sine nu era foarte lucrat după The mic în toată perioada aia am apucat să îl dau în continuare, dar da, am plecat de la ideea că dau cea mai, ce mai bun la mai început. Dau ce mai bun la început, ce e cel mai și nu mă duc în zona am dat ce e mai comercial din perspectiva că uite, tu cum ai fizică cuantică, eu am copii morți, am copii ce morți de verișoare, chestii din astea da, 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 <laughs> care ce-am dat la ite, câini cu scaun cu, scaun cu rotile, Câtești. câini, cu roz la spate Dar asta ai mulți, la dat și la cealaltă emisiune de care da, ai, da, și da, pe da, net? da, 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 e, da, de... da, e pe YouTube la mine, Teodor Stoian pe, pe YouTube. Mă uitam e... la The Mike și mă gândeam, mai erau aceste comentarii de mamă, ce slabi sunt, ce nu știu ce Asta este viața păi, mea în fiecare joi. Mâncare. Eu am lăsat jumătate din comentariile A Da, ce? da, fost? da, da. Am asta? Viața ta în Azi. sensul că tu spui: De noi ce slav suntem asta. Nu, în sensul că vă văd în fiecare joi și mi se pare. Că sunteți? Nu, nu, slab. nu că sunteți. Da, nu, nu. Mi, tocmai mi se pare, inițial mă gândeam, bă, m-am aclimatizat eu și pentru că mie mi se pare că vă văd pe majoritatea ca fiind buni sau remarc progres la oameni, dar niciodată nu mai sunt, nu mai au de la zero, știi? De, Nu știu, dacă te văd pe tine cu material nou, mi se pare că lucrezi, că avansezi, că pizda mă zic. Mm. Niciodată nu iau în calcul acest gând de e slab. Adică să desconsider din prima. Da, eu mă gândesc la voi. La da? Faci asta? Na, păi de asta nu vrei na, să dau în cameră. Pizda, mă, <laughs> dar a, cumva mi se pare că pentru unii oameni s au omis faptul că, bă, E un concurs pentru începători cu aia. Da, am văzut foarte mult hate pe. și asta, asta mi se pare și mie un pic. Dubios. Sunt oameni care fac asta, care au făcut asta, arguably, de 20 de ori în viața lor. Ai un pic de empatie. Lasă-i să fie, oricum ar fi ei, că e. nu știu, voi n-ați făcut un lucru pentru prima oară, pis, da mă e normal să nu-ți iasă. Am văzut și da, și nu e hate pe cineva, nu e hate pe toți concurenții. Pe tot, da, exact. Da, tot, adică toți adică concurenții în, în nivelul în sine este yeah. alarmant, este ceva yeah. de bro, sunt literalmente niște oameni care um, de în cu chestia asta și încearcă să se prindă de cum funcționează. Ceea ce este un super pas în față. Nu știu, așteptările de mari, prea mari, în primul sezon, poate să fie mai ok la anul dacă se mai face... Da, eu cred că... Eu cred poate că nu o să mai fie așteptările așa mari. Oamenii care uh, dau hate, nu... Uh, e destul de irelevant pentru ei uh, cum arată uh, la ceea ce se uită. Ei vor căuta, că, mă imaginez că asta uh. e mintea lor, să găsești ceva să nu-mi placă și dacă e ca vorba aia de dacă tot ce ai e un ciocan, o să vezi cu în jurul tău. Dacă vrei să ai boală pe cineva sau pe ceva, o să găsești o metodă să ai boală cumva. O anume oră another tot o să găsești să ai boală pe chestia. Dar mă uitam și vedeam, adică chiar dacă vă știam pe toți, vă vedeam așa, era, a fost emoționant așa pentru mine de... Uite, niște copilași care sunt emoționați, Uh, uite-te cum se vede din afară sau uite cum se vede filmat sau ăsta e mai nesigur pe el știu că l-am mai văzut și era nu știu cum. Adică mi s-a părut că și pentru voi v-a trecut prin niște stări mm. prin care n-ați fi trecut dacă doar uh, veniți la o mai și faceți asta fără să existe experiența de mai în viața voastră. Overall, ce ați zice că v-ați luat din experiența de mai cu ce v-a ajutat? Zic, mai plecat cu ceva de la hotel, cu uh, cei cu ce -ai luat? Ce -ai luat de acolo și lipsește-te, Ospian? E, yeah. băi, uh, n-am luat nimic, mi se pare că am rămas din uh, toată experiența asta cu cât de mult se schimbă dinamica și cât de mult trebuie să te acomodezi cu faptul că ești filmat, mi se pare că okay. prin simplu că știi că o filmare cumva te stresează chestia asta, se adaugă. La emoțiile de scenă. Mm -hmm. Uite, mi, mi se pare că mulți dintre noi, și văd asta cel mai mult la mine, mi, mi se pare că în sine țineam fața foarte diferit, eram foarte crispat când eram pe cameră. Da, și asta, trebuie asta trebuie am văzut da. foarte mult. Uh, am, am văzut ce înseamnă o producție, mm -hmm. adică am văzut cât de mult cât de mult trebuie să să lucrez pentru sunet, pentru camere, pentru cadre, pentru toată chestia asta, că acum lucrești și în. Uh, Iș în, în toată chestia asta. Uh, am văzut uh, Maicu nu știu dacă știi oamenii, dar Maicu nu are niciun răset montat. Ce se aude de pe sală e tot. De deci E totul de se pe, pe se sală. Da, de da. Și mi se pare că. Uite, legat de comentariile de pe YouTube, că vorbeai mm. înainte de comentarii, mi se pare că oamenii sunt foarte ușor Influențabili pe filmări de faptul că nu se aud foarte multe răsete. Da, ne fiind în sală, nu își dau seama cât de plăcut e show în sine. Ei cumva privesc Ceea printr ce e firesc, pentru că, e, e perfect normal. Te... ne fiind acolo, normal că nu da. simți energia aia. Dacă te, te uiți de acasă la tine, singur la tine, da. pe laptop sau pe telefon în metrou, evident da. că n-ai starea aia să te amuze pe bune ceva. Uite, de-aia mi îmi place să spun că oamenii se uită la fren și cred că e amuzant care la trec. Mi se pare că friend nu e amuzant, am zis-o pare că friends nu e atât de amuzant. Dacă scoți râsitele alea, uiți să râzi la friends, la unele glume. Mă, clar potențează. potențează. Dar nu potențează Pot... ceva ce nu e acolo deja. Da, știi? nu, dacă o să fie ceva care nu e amuzant deloc și vezi un reset o să te întrebi de ce s a râs acolo. E ca Dorian Popa și steroizi. Ok, ok. El ia și evident că îl ajută. Dar nu, nu dar. râzi la fel dacă dacă dar, Da, dar dacă n-ar mai lua, tot merge și la sală. Încercam să nu ne orați cu Dorian Popa, că sincer. de fapt, nu. Că să se Dorian Popa. Da, am ales varianta mai a a mea... safe, mai legală cu steroizi. Am ales să... A Ea fost un moment în viață în care mi se părea un Popa și mă uitam dimineața la vlogurile lui și după s-a întâmplat The care le Thing și cumva It went down in flame. Dar nu, o, să, o să facem niște podcasturi în care vorbim doar de bârfe de-astea. Doar de bârfe de-astea? de... -astea. Doar de venim cu niște subiecte din astea controversate și luăm pe toată lumea la, la Și tu, Sorin, nu mai poți să te uiți acolo la vlogul lui Dorian? Bă, nu, Sau nu, nu, mai poți nu să mai recunoști uit. că te uiți? Nu, nu pot să mă mai recunosc că mă uit pentru că nu mă mai uit oricum. Am înțeles, am înțeles. Nu mai, ați pățit, pățit asta să vă placă de cineva, artist, și după aceea să aflați ceva despre el om? Ok. Și Așa. să cumva să dispară din artist un pic. Uh, cred că e de de celebru cazul, da. Da, cred că cred că sunt mulți oameni care lucrează la full, care strâng din cur și nu mai ascultă un rap român în ultimul timp. Cred că sunt, se da, întâmplă, da, se da, întâmplă. Așa, așa e, așa care... e, Nu mai sunt comedienți care să urce pe piese de la. Da, da, român. da. Așa da. este, așa este, da. Dar cumva avem și noi miză. Adică în situația asta am, am și fraternizat cu colegul de braslă. Da, da. Adică da. nu e Da, și ne aveam, nu eram implicați, dar într-un fel era a lovit uh, nu, nu acasă, dar în satul în care e și casa Era într-o oarecare care proximitate așa și față de noi. Dar da, da într-adevăr. Se pare, pare că fiecare comedian ăsta, care are o glumă despre evenimentul ăsta cumva E, e un semn de solidaritate pentru Cătălin, mi se da, pare că da. Da, da. am pus și eu unul, apropo, pe Instagram. De da, da să-mi dați da. follow la suflet, nu pe Instagram și pe TikTok am pus un reel despre asta, trebuie să vă uitați la reel pe care le pun că morilor în prostie să mă rămasă dacă nu... Și muncesc la videorile alea că stau sa să Da, da eu, eu sunt la full sunetistul de la șor, the... sunt cameraman, editez video, probabil o să le editez și-o pe ăsta, eu le editez deci, pe asta, am nu? devenit ceea ce uram și ad 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 Mocanu, adică. Cum <laughs> ar veni <laughs> și acum am tu un lângă mine care... Dar încerc să... Zi bună la tot. Zi bună la

Uh, da, uh, Teo este un om care ajută foarte mult uh, acest opon mai cu foarte multe chestii tehnice și uh, tot respectul și credit pentru el că face asta, sincer. Uh, Marius Tomescu, nu da. am uitat? Tu ce ți-ai luat din experiența de mai? Uh, bună întrebare, destule, nu știu, în principi, experiența în sine a fost pentru mine cu principal, aș zice. Teo tot ok? Ești Gata viață, eu te ascult. No, ja, nu știu experiența asta a fost chiar mișto. Chiar sincer, de abia și să se facă iar okay. pe ca să merg în cu Da, m-a simțit foarte zi. bine. Bine okay. material să am mai partea a doua. Da, da. Da. da nu Deci nu știu -ai, experiența. -ai ceva ce ai să punctezi. De... nu pot să zic okay. că Adică Într-adevăr, te ajută ce zic jurați, na, jumate Caterinca și glume și așa. Da, te răspăște, da. Mirel și așa. Vă ați avut. Da, uh... sunt și sfaturi bune, dar pe care le știam deja mare. Parte, adică știu, știu care sunt problemele la mine cu delivery-ul și așa mai departe. Deci n-ați avut uh, niciun input de la jurații care să fie. Bă, da, chiar nu m-am gândit la asta, a pus punctul pe I, am un feedback uh, care. Nu chiar pot o zic că nu. Și acum nu că n-a fost validă. Eu nu, eu nu sau ceva, știu, dar nu pot să zic că Eu nu știu ce că am plecat cu ceva azi. sau nici nu știu cât am fost de atent, dar, Am înțeles. Da, nu pot să zic că am okay, plecat cu zic, ceva. Da, experiența în, în sine Deci overall... Știu, da, da, da. Nice, deci, nice. Bă, foarte, foarte bine organizat, foarte Nice. Uh, eu, ce ai primit? eu ieșind din prima etapă am primit cred că mai mult feedback decât tine, la tine fiind considerat mai ok. Uh, eu am primit feedback-ul de la Mirica, țin minte? Mirica mi-a spus să lucrez mai mult pe, pe subiect, să caut mai mult, să încerc să-i puizez un subiect, să văd ce glumiți mai pot mm -hmm, să găsesc mm -hmm. și asta am făcut în continuare, adică... Am, am lucrat în continuare materialul pe care l-am dat la The Mike. Parte, care o să se vadă e pe YouTube în momentul ăsta, care mi se pare că e un pic mai departe decât ce aveam la mm -hmm. momentul mm -hmm. ăla. Uh, am primit de la Bucălaie, am primit. Uh, nu știu, nu știu, au fost foarte. nu știu câte au fost sfaturi, că mai mult mi s-a că au fost preferințe. să iau în considerare faptul că. E un subiect nișat. Ce fac eu e în zona dark humor pe care nu ar putea să o accepte toată lumea. El fiind un exemplu de o persoană care nu era super încântată de ce subiect abordam, așa mm -hmm. că cumva am început să scriu chestii mai light, mai pentru toată lumea. Am început da, e, să mă da, duc în... E adevărat că uneori tu ridici niște probleme și soluțiile pe care le găsești sunt. Moarte, știi? Adică, nu, această ușă, nu mai găsesc ea la ea. Tragedie, dezastru, copii pe asfalt, a plecat aeroportul cu avionul, nu, nu mai găsesc, știi? Adică, totul devenea, e foarte absurd și foarte abrupt. Da, da da, da, da. Îmi imaginez, cel puțin, că la asta se referea. Care într-adevăr poate să fie o chestie să te gândești și la ce le place uh, altora, mm -hmm. nu doar la ce îți place ție, dar na, cumva evident uh, secretul este să găsești the best of both worlds. Mm -hmm. în mm -hmm. chestia. Deci nu cred că poți să faci ceva care ție nu ți place deloc și le place doar altora. A, să asta da, să nu, nu, asta. dar real nu mi se pare că poți să scrii chestii, de... da, da, nu da, poți da, să scrii da, să ajungi de departe cred. cu ele. Sau na, I guess dacă ești profi poți să te setezi că asta am de făcut, asta e treaba. Bă, da, dar mereu să o prietenă personală pe care mai, o. Ai, la adică... Mai ales în această meserie în care da. scrii pentru tine. Da. Adică vrei da, să pui da. din carnea de pe tine mm -hmm. acolo. Absolut. Și mi s-a părut interesant că mi s-au. Uh, am fost și complimentat pentru chestii pe care le-am realizat și eu atunci și cumva am lucrat în continuare pe asta. Mm -hmm. Adică mi s-a spus că păream probabil raportat la ceilalți colegi care au participat că părea mai confortabil pe scenă, că mai, a, mai aruncam o glumiță, mai vorbeam cu publicul, mai vorbeam cu ei o chestie de asta, că păream cică mai relaxat. Da, da, păi ești un omestul relaxat. Păi tu eu... ai montat sunetul, erai pe scenă dar cu patru ore înainte. Până... Da, trebuia <laughs> să știi ce e acolo. Adică, da, cu paleții. de, de sens, <laughs> da. zic. Da. era confortabil pe scenă, că tu ai făcut scena aia. Exact. Și aia da, Trebuie nu poți să urci așa știi unde asta, să calci că tu ai dat cu mopo adică la, e perfect. La asta da. se gândea în timp ce mergea spre pensiune, așa, pula mea, <gătă> să-și prânzul lui cel scump, să nu mănânce cu ceilalți. Oare mi-ai instalat o ceva. Ce mâncare, exact mă întreba cu ce am plecat, acum. da, da, infecție la stomac. a fost foarte bună mâncarea, foarte bună. Da, chiar a fost Toată foarte lumea era la aceste mese foarte lungi cu o cană și cu o farfurie de metal în care dădea așa să vină pilaful și vizavi undeva la un balcon, la unul era Tomes cu un halat, cu un trabuc în pula mea. Ce faceți, nu v-ați trezit? Bine, bă, am muncit în viață, frate. Așa da, super, e. Da, când te, se fac șnițelele. Când te, te pricep cu calculatoarele și ești în IT, e bine viața. <gânt> trimiteți un băiat când se fac șnițelele alea. <gânt> da. Tomescu are un frate. El mă mir ca oricât el pe scenă. Eu credeam că trimite pe cineva în locul lui. Nu credeam că vine el. Da, n-ar fi de Am un băiat Dar pentru asta. Dar mi s-a părut lume, frate. Mamă, chiar să și -a mișcat el curul. Mare om. Sunt comedianții Mare, mari, portare. care și-au writer să scrie pentru ei de la un punct în culoare. Nu cred că avem încă în România. Nu avem asta în România. Tomescu să, mult, să tomescu, tomescu să șia ia un băiat care se ducă pe scenă în locul lui el să fie writer. Ce să fie writer. Azi, da, 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 Este ce... bă, dacă ar face Tomescu. Da, da, Dacă uh, uh, ar putea Tomescu să facă asta, cred că ar face. Kevin, Kevin Hart are, dar are, are și copii? Mai bine că la mine e livrarea suge. Are 18 pe copii. Are 18 pe copii. <inaudible> dacă vrea un băiat de a lui să apucă de stand-up, ăla e el e următorul Kevin Hart care îl trimite. Bă, nu știu, frate, cu Kevin Hart acum, că mie îmi place foarte mult Kevin Hart. Și după s-a întâmplat, din nou, dacă am făcut acest podcast cu regularitate, am fi avut un podcast despre asta, dar așa cumva uh, amintim pasager. Uh, o să vorbim imediat, imediat despre păcănele, știu că a fost un subiect topic la cu șase luni, dar da, cumva... Sponsorizează și podcastul și atunci da, trebuie, plus trebuie, trebuie de să... De Lasă să ca cu șase luni, am avut noi cu trei luni vreo trei podcasturi în care am tot vorbit despre asta și nu s-au tras și ce, da. Ce nu știu oamenii de acasă, dar să le spunem. Noi am postat un episod de podcast cu Mirel acum câteva luni și noi după aia am mai tras podcasturi două luni o lună jumate, cam așa. O lună jumate. O lună jumate. jumate. Cred că am tras Cu vreo... toate s-a întâmplat ceva tehnic. Patru, da. Cred că mai patru mult an. de patru, mă. Și n-a apărut niciunul, deci, nu? Nu -a, -a mai apărut niciunul. Deci cu voia bunului Dumnezeu și ăsta. Dar noi am, noi am fost uh, uh, aici și am încercat să facem lucrurile să funcționeze. Nu, n au funcționat. După aia s-a făcut decembrie, a venit vacanța morții mei, după aia a trecut ianuarie și am zis hai să mai băgăm o fisă, iată-ne astăzi aici. Dacă vedeți asta pe net, în primul rând e mare lucru, <laughs> pentru că noi înseamnă noastră nu credem, dar în același timp încercăm. Uh, și am ratat aceste subiecte, unul din ele fiind Cat Williams. Și podcastul Cat Williams în care s-au aruncat s-au da, aruncat niște da, 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 da. despre Kevin Hart și despre multă lume de altfel. Pe care dacă ei la bă mărunți mai ales și despre Kevin Hart, bă, cam e un point. Adică nu poți să zici că nu e așa. Nu era nimic de acolo care să pară absolut. Știți? V-ați citat? Nu, nu. Eu nu știu, nu. Și și știu, nu știu nici măcar cine e Chetul Știu. Nu știi Nu urmăresc foarte mult. Știu, dat știu subiectul, e. dar nu știu în, în detaliu. Adică știu că nu se am întâmplă, am văzut titlul de știre. Am înțeles. Deci nu putem să vorbim despre asta în Pentru episodul următor. Pentru Dacă episodul vedeți că apare ăsta pe... Mâine, mâine o să apară, adică pe 16 februarie dacă chiar apare, înseamnă că avem de recuperat băieți, merge treaba bine. Dar dacă vrei vorbește tu, spune Zofu și nu, încercăm să comentăm pe margine aici, te ajutăm cu ce putem. Deci dacă reușim să vedem cum facem să se întâmple podcastul să fie montat ca lumea, le luăm pe toate de la rând, vorbind de cazul cu Johnny Depp, vorbind de... avem restanțe, deci intrăm în... Mă, mă, frate oamenii aici, vorbește despre ei așa să nu cheamă-i... Okay, să să Kevin Hart. Deci azi, uite, următorul episod, ce azi. fată din comedie pare că s-ar căca în patul cuiva și după ce băiat pare okay. că ar accepta să-i cace cineva deci, în pat și ei și vorbim și cerem părere. Am parere. și un mesaj pentru deci... METRIFE, futu-te în gură să te <lip> Te văd ce faci acolo și vin după tine mâncață și asta este, mi-am dat seama că pentru anul ăsta planul meu este să încerc să fac, să fac tot ce face METRIFE, dar mai prost.